dar citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contactării unei finanțări rambursabile interne, valoare de 3.200.000 lei pentru realizarea investiției modernizare strada Bătrășcani, Comuna Burabăie, județul Bacău, inițiator primar din ISIL. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile terenuri de CC situate în sat Burabăie, Comuna Burabăie, față în domeniul public al Comunei Burabăie, într-un fond funciar nou identificat cu numărul cadastral 62108, având suprafață 1092 de metri pătrați intern. Inițiator, Tilei Silviu. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SC Compania Romcrest Service SA de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șor municipal de județul Bacău, inițiator pe Martin Tinei Silviu. Și proiect de hotărâre privind Convenția de colaborare între Comuna Burabăie și Asociația de Asistență Socială și Educație, inițiator Tinei Silviu. Cine este de acord cu ordinea de zi? Înainte de a fi de acord cu ordinea de zi, la interpretări petiții și diverse, văd aici o modificare care mi-a făcut 4215 cu privire la executarea contractului de concesiune numărul 1 din 3 ianuarie 1996. Trecul la diverse, ce este? Ce înseamnă asta? Este luarea actului de către Consiliul Local cu privire la faptul că SECCOM, Lucia SRL, la administrator, a depus o modificare care nu este atașată la dosar respectiv. Aici scrie executarea contractului de concesiune numărul 1. Da. Executare. Eu asta am întrebat ce înseamnă adică executare. Cu privire la contractul este de concesiune. Este una, domnul primar, să scrie luarea la cunoștință a notificării făcute de mine și una să scrie executarea contractului de concesiune. Eu știu că am făcut o greșeală când am depus cererea. Am scris contract de concesiune numărul 796. Da. Nu. Am depus altă cerere din data de 20. Care ați refăcut numărul contractului, dar l-am refăcut deja. Nu, din care am scris că contractul este una și numărul 776 este un proces verbal. Da. Asta nu înțeleg și n-am să înțeleg niciodată. Eu știu că la diverse putem să scrim, așa luarea la cunoștința notificării depuse de SC, Convluția, SRL, ONES și așa mai departe. Aveți un contract în executare, așa se numește? Da. Este în executare, în execuție. Așa e termenul legal, un contract care este în execuție? Da, domnul primar, este în execuție, dar ce rost are notificarea care am depus-o eu, s-o punem la diverse aici executarea contractului. Păi contractul unde se termină în 2025. Da, asta scrieți dumneavoastră. Am pus notificarea în spate și am spus că este decizia dumneavoastră în ceea ce privește execuția contractului. Contractul e în derulare, nu? Nu e în execuție contractul? Da. Scrie altceva sau nu mai înțelege din limba română? Înțelege foarte bine limba română. Este o notificare cu privire la acel contract, în care veți lua la cunoștință faptul că doamna Bucu Ducica, ca administrator, o solicitat contract care expiră în 2025, o solicitat drept de preemțiune sau scrie notificare respectiv. Nimic mai simplu. Da, executarea contractului de concesiune prin prelungire. Dacă se mai scria ceva... Da, scris preemțiune, n-a scris prelungire. Nu, la dumneavoastră a scris la executarea contractului de concesiune. Nu am spus eu aici la diverse, dar se trecea fiind în sfârșit. El nici măcar nu are forța unui proiect de hotărâre, ci pur și simplu Consiliul Local ia despre opțiunea dumneavoastră în executarea contractului. Nu văd nimic așa din disperiat. Nu e nimic disperiat, domnul primar, dar și o ședință de rândul trecut din 30, dumneavoastră ați făcut proiect de lege pentru prelungire, care eu nu cerusem, am cerut după aia. Tocmai l-am retras. A fost oricum eu gulibășeal la acel contract. E destul de vechi și nu știu cum să mă raportez la el la nou cod civil, dar intenția mea este una că se poate de clară și sincer. Am pus notificarea dumneavoastră, chiar atașabil la material de ședință, nu am... Cred că am modificat unii. Dumneavoastră ați cerut preemțiune. Deci e mare diferență între vânzări, între prelungiri și preemțiune. Nu știu cine v-a făcut ea. Chiar eu am făcut-o. Atunci, să știți că între preemțiune, drept de preemțiune și prelungiri, sunt cam opuse una cu alta. La prelungirea contractului, în contractul ăla care-i făcut în 2006, scrie domnul primar,
că concesionarul are drept de preemțiune. Dumneavoastră v-ați manifestat asupra preemțiunii, nu asupra prelungirii. Am scris foarte bine prelungirea contractului, domnul primar. Vă rog, nu se... În prima am scris. Punctul de vedere referitor la prelungirea contractului de concesiune, dar am scris 9766. Asta e altă adresă. Poftim? Asta e altă adresă. Asta este din 30, dar a venit cu o rectificare în care am scris că prelungirea contractului de concesiune, contract care are numărul 1 din 3 a 96, nu cum am scris greșit, 766. Când ați depus prelungirea la a doua notificare? De 20.04.2023. Adică înainte de ce am dat materiale de ședință, nu? Pe 20 am... Adică înainte de a trimite materiale de ședință, sau după ce am trimis materiale de ședință. Este sau nu este? Da, cererea, prima cerere în sine, domnul Lucicare, zice așa. Dumneavoastră, prin prezenta, vă expun punctul. Păi nu vă expun punctul. Dumneavoastră cereați, trebuie să spunem, cer sau solicit, punctul de vedere, dar nu neapărat solicit, cum îmi expun punctul de vedere referitor la prelungirea contractului de concesiune. Și când veniți că conform contractul articolul 18.11, concedentul acordă concesionarul dreptul de preemțiune. Asta e cu totul altceva cu preemțiune. Dreptul de preemțiune vi-l exercitați în momentul în care doriți să cumpărați imobilul. Domnul secretar. Vă expun punctul de vedere. Domnul secretar, dacă un om greșește, cum am greșit eu aici, greșeala mea la contractul 766, vă spun eu de ce am greșit. Pentru că în contract cu procesul verbal de plegare primirii, s-a greșit și aici, s-a scris, deci proces verbal 1, dar scrie după aia. Concesiunea este pe termen de 25 de ani, de la data încheierii contractului numărul 766. Și eu am scris contract de concesiune. Asta a fost greșeala mea care am făcut-o. Da, dar eu v-am scris corect numărul contractului în notificare, nu? Am scris că e contractul numărul 1. Nu văd, v-am spus, am impresia că v-ați obuscat degeaba, dar nu vă legătură. Ideea e că ați optat pentru două lucruri diferite, prelungire e una, preemțiune e alta, dar noi am luat-o ca atare și am înțeles că vă manifestați dreptul de preemțiune, Consiliul Local va lua de acest drept și în 2025, când expiră contractul, Consiliul Local viitor va decide în consecință la urmă. Dar poate nu mai supăr atunci, poate vând și plec. Să mai voastră faceți ce hotărâre. Eu v-am spus, e doar o notificare, ia act Consiliul Local, că așa s-a discutat, pentru că suntem puși, știți foarte bine că suntem puși toți într-o situație dificilă, la părinte funcții pe care ocupați. Am găsit această formulă care să vă ajute în ideea că v-ați respectat partea de procedură conform contractului. Acel contract spune că cu 2 ani înainte de expirarea termenului de concesiunii, persoana care o concesionat trebuie să se exprime punctul de vedere. L-ați acolo la materialul ședinței săptămâna trecută. Da, trebuie făcută procedura. Ce decideți, că vreți preemțiuni, că vreți închirieri, că vreți concesiuni, prelungiri, fac o dată nouă Consiliul Local. Cine de-a făcut ordinea de zi? Ordinea de zi s-a suplimentat cu încă... 4. Uitați-vă și la ultimul. Nu l-am mai prins în dispoziție. 4 proiecte. Un proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Bărăvâi în parteneriatul Lider Gau Valea Trotușului pentru implementarea SDL în finanțarea prin PS 2023-2027, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 31 din 30 martie 2023, privind aprobarea regulamentului, privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a persoanelor proprietate privată a Bărăvâi, conform ordonanței 34, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii și derulării la nivelul Comunei Bărăvâi a programului multianual de interes public, programul local RABA. La inițiator primar Silviu Tinei.
unghiului. Luați din titlul referatului, este referat de aprobare la proiectul privind... Acolo. Nu, deci... Ceva cu însușirea dispozițiilor legii 105. A, proiect de hotărâre privind însușirea dispozițiilor instituite de aplicarea prevederilor articolului unic al legii numărul 103 din 2023, privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 115 din 2022 pentru completarea articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 130 din 2021 privind unele măsuri fiscale, bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Înainte de a da cuvântul domnului primar, de a intra în ordine de zi, propun aprobarea procesului verbal încheiat pe 30.03.2023. Cine este pentru? Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de finanțări rambursabile interne în valoare de maxim de 1.200.000 de lei pentru realizarea investiției în modernizarea strada Pătrășcani. Domnul primar. Da, mulțumesc, domnul președinte. Așa cum v-am spus la ședința anterioară, deficitul de încasare este unul real, se vede și la nivel de țară. Contribuabil, din motive, v-am spus, obiective la vremea respectivă, nu reușesc să-și achitim cele două termeni prevăzute din lege, respectiv 31 martie și 30 septembrie, taxele și impozitele care fac venit la bugetul al Consiliului Local Gravăi, fapt pentru care nu reușim să încasăm atât de repede ca să putem face investiții atât de repede pe cât ne dorim. Sunt investiții care sunt finanțate din fonduri nerambursabile, care sunt în derulare. Sunt investiții pe care le-am prevăzut a fi făcute pe bugetul local, pe execuția bugetului local. Așa cum bine cunoașteți deja după atâtea ședințe de Consiliul Local de-a lungul anilor, când aprob bugetul local, preconizez a încasa și pe măsură ce încasezi, faci investiții. Dau niște investiții pe buget local. Cămin cultural Dumbrava, extindere de rețea de apă Temelia și Dumbrava, suplimentare branșamente, acolo unde o să mai fie nevoie, în principiu împlătinat, dar o să mai fie cer, în Dumbrava, în Temelia, unde nu s-au branșat, din diverse motive. Plus, partea de cofinanțare la proiectele pe care le derulăm din fondul nerambursabil, fie că vorbim de partea de modernizare iluminat public, fie că vorbim de sistemul de supraveghere video, fie că vorbim despre extindere rețea de apă pe Anghel Salin, canalizare, plus alte investiții, au și ele cota lor din bugetul local, fie că vorbim de un studiu topo, fie că vorbim de un studiu geo, fie că vorbim de un DALI, toate trebuie plătite din bugetul local. Pe măsură ce nu încasez, pe măsură ce amân realizarea lucrării. Deci, în măsură ce nu reușesc să încasez banii, va trebui să amân lucrarea. Amân anul ăsta, amân anul viitor, încerc să o faci la începutul anului viitor, dar în măsură ce lucrurile trec, mai trebuie să actualizate și deviziile și multe alte lucruri. Nu mai vorbim de faptul întreținerea drumurilor, este de buget local, închirierea de autogrederi, materiale concasat, care trebuie să ia în buget ca să poți să-i cheltui. Singura sursă concretă de bani care o avem la dispoziție în momentul de față este excedentul anului trecut, care se oprește undeva în jurul sumei de 10 miliarde. Aceia sunt bani care există deja, restul sunt preconizați a se încasa. Dacă nu degrevăm acel excedent, să avem pentru investițiile imediate, și aici mă refer la extinderea de rețea de apă pe Temelia și Dumbrava. Știți foarte bine că există tronsoane care nu acoperă întregul sat. Satul Temelia, satul Dumbrava. Suplimentarea de racorduri. Încă o dată spun că nu este normal ca un om care a depus prima dată cerere împlătinată, acum să nu beneficieze de branșare gratuită pentru că am așteptat să termine restul satului. Branșarea este gratuită, ați făcut-o și în mandatul trecut, cine a fost consilier, ați plătit-o pe buget local, ați plătit altceva la serviciul public de apă. Nu ați plătit branșamentul.
ați plătit avizul de branșare. E mare diferență. Este aiurea să-i spui omului, acum plătește branșamentul. Deci, sumele nu sunt mici. Că un branșament de cumpărat de la Dedemar, de exemplu, e 1000 de lei, plus manoperă, plus 7 branșare, plus ce e nevoie, deci la 2000 de lei. Poate și mai mult. Poate și mai mult. Nu poți să-i spui omului, plătește-ți 2000 de lei. Când vrea el. Că nu, când vrea. Că nu e normal. S-au făcut două suplimentări la gura Vâie. Eu vreau să fim corecți față de oameni. La gura Vâie, când s-au făcut rețeaua de apă în 2017, s-au făcut două branșări, două suplimentări, cu celebra firmă Blisoft. S-au făcut, cred că, câteva sute de branșamente gratuite din buget local. Acum, cum ar fi să spun eu oamenilor de la, la Păltinata? Știți, na, dați 2000 de lei și care se poate să branșează, noi v-am adus conducta. Doi, căminul cultural trebuie plătit. Am asumat începerea lucrării. Dotările căminilor. Sediul administrativ la Motocești. Îmi place când fiecare își atinge scopul, fiecare și-a văzut baza sportivă făcută, este satul poate să mai aștepte. Vrem să facem grădinițele, facem numai Pătrășcaniu, Păltinata și Capăta nu le mai facem, că da, ne cramponăm de o soluție la care apelează toată primării, să știți. Dacă vă dați un search pe Google, proiect de hotărâri prin aprobare creditare rambursabilă, toate primările, la cele mai mici până la cele mai mari, apelează. Pentru că nu sunt bani. Dacă luam bani împrumut să duc în salarii, era o problemă. Dar iau bani să duc în investiții. Iar excedentul conform legii nu poate fi folosit decât pentru investiții. Deci nu pot să duc în altă parte. Suntem suficient de, zic eu, de maturi ca să nu ne întind. De fapt, nici nu-ți dă voie Comisia de Împrumuturi să te întinzi mai mult decât ți-i plapă. Am avut 4 ani de zile, am plătit 6 miliarde. Pe nimic. Pe nimic. Un drum care îi... Știți cum e drum, da? Acum putem investi într-un drum care va rămâne cetățenilor și în paralel putem derula cât mai repede posibil următoarea ședință să venim cu suplimentare branșamente gratuite din excedent, cu extindere rețea de apă Temelia și Dumbrava din excedent, să livrăm măcar astea două promisiuni oameni. Ca să vă mai spun și alt argument. O unitate administrativă teritorială care derulează un împrumut e mai greu de organizat să fie asimilată de către alte OAT-uri. Și tot auziți la televizor că se vorbește despre un plan de reorganizare. E mai greu să te preia cu un credit, cu datorii. Nu trebuie să vă sperii, v-am spus, și o firmă privată. Dacă vrea să-și ia o mașină autospecială care are nevoie, dar nu-i ajung bani. Face un leasing. Ai nevoie de un, nu știu, un lucru acasă. Îi spui acoperișul. Face un credit. Da? Suma se ridică undeva la 300-320.000 de lei pe an, în condițiile în care am dat și câte 6 miliarde în fiecare an și am terminat 2 ani la rând cu peste 11 miliarde excedent bugetar. Și asta nu trebuie să vă sperie. E vorba doar de deblocarea banilor din excedent pentru a putea face alimentarea cu apă odată. Când vorbesc alimentare cu apă, am închis Dumbrava, Temelia, Păltinata, împreună cu lucrarea. Vreau să vă spun că astăzi se bagă apă în cămin, în rezervoare. O să vadă cei de la Păltinata că la Dumbrava curge apă. Și nu o să fie plăcut. Și nici nu o să fie corect. Așa că eu vă rog să vă gândiți foarte bine. Vreau să nu discriminați satele. Asta am spus-o de la bun început și că nu vreau ca unul să sufere pentru că e mai puțin. Sau fiecare care și-a văzut deja interesul și-a branșamentul la poartă, să spună, nu mă mai interesează, de acum să descurci cu rest. Nu asta e scopul unui Consiliu Local. Atât am avut de spus. Să scrie cineva la cuvânt? Când am spus că e rata lor... Undeva la 320.000 de ani. 3 miliarde și... Perioada de 10? 10 ani. Eu cred că este realizabil la rata lor, dar în 5 ani. Este foarte mic problemă. După 10 ani, cât ajunge credul? Cât dăm noi înapoi în 10 ani? Eu nu am vrut să vă spun acum, pentru că va fi proceduri de achiziții.
Să va da cu prețul cel mai mic, cu oferta cea mai mică, cu dobânda cea mai bună, că e oferta de achiziții publice. Dar eu vă spun că nu, v-am spus, s-au plătit 6 miliarde pe un drum de balastru. Nu se plătea dacă era în înțelegere atunci, dacă nu. Deci s-au investit 6 miliarde pe an în nimic, pe când acum acest lucru nu o să fie canalizarea. Nu o să fie că poți să gândești proiectul, acum poți să gândești proiectul, pentru că la el se lucrează, poți să-l gândești cu refacerea acelui tronson. Dar unde se asfaltează la Pătrășcani este altă soluție pe ei. Deci nu este nevoie. Nu se girează cu ce am primit. Nu se girează cu nimic. Cu niciun bun. Dacă s-ar fi girat, scria în Consiliul Local. Scria în hotărâre de Consiliu, că girez cu basculantă sau cu păduri sau cu... Nu se girează cu nimic. Este doar gaj mobiliar, nu imobiliar. Ce ești cu Consiliu? Doar dacă îi dă Mădălin Ursul să girăm. Era cu ce ești cu Consiliu? Să ne scrie cineva la vorul? Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Poate domnul la televiziune să abține. Unanimitate. Unanimitate. Mulțumesc. Să trecem la asta. Să fim mai bine așa, suntem toți aici, pe 15 trebuia să fim. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile, terenurile ce mare, ce mic, situate în sat Buravăie, comuna Buravăie, aparținând domeniul public al comunei Buravăie, într-un corp funciar nou identificat cu numărul de cadastral 62108, având suprafața de 1092 de metri pătrați. Domnul primar? Nu e mare speriale, am reușit să identificăm acel teren, acum la lipim să devină un singur teren, e vorba de terenul grădiniții, curs construcții, așa e și adivinii, să nu fie două loturi, să le transformă într-un singur imobil, de sine stătător și într-un final avem și grădinița cu număr cadastral. Bun, ca cea sunt grădă acolo. Dar terenul din spatele grădiniții, da, nu? Da, da. Era doar grădinița prinsă. Nu știu unde a fost locul de joacă vechi și ce mai e. Doamne, la... Păi, nu e voinică. Rău? Simte rău, da. Mergeți, domnul Sam. Doar vă dau un băiat să vă ducă? Nu. Sigur? Nu. Mare să... Hai, bine, bine. Hai, bine, bine. Hai, bine, bine. Hai, bine, bine. Am eu un patent. Hai, da? Supunem la vot cine este pentru. Da. Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către SC, compania Rompre Service SRL, cu toate ei. Da. Mateo, inițiatorul ăsta îmi place mie acum. Rom Cresto, îmi place dragostea mea. Nici îmi place mie. E bani. Vă propun, din stat, vă propun respingere. Eu v-am motivat odată în cazul ICOSUR. Din nefericire, să știți că proiectul la nivel de județ a trecut, s-au majorat tarifi. Noi ne-am abținut așa cum ați hotărât în Consiliul Local. Eu nu pot să girez o majorare. O majorare în luna mai, odată, mă discreditează pe mine, pe Consiliul Local și toți angajați. De ce? Că va trebui să recalculăm iar taxele solubrizate. Abia am încasat un om de bună credință, care abia și-a plătit-o, dar știe că a plătit-o. Cum să mai vină să mai spun că mai are 50 de lei, acum că s-o majorat între timp tarife. E o regulă schimbată în timpul jocului, care mie nu-mi place. Mie mi-o dai de la anul anterior, o discut, o discutăm, o publicăm și abia după aia o punem în implementare. Doi la mână. De unde să mai plătească oameni? Că nu mai am de unde. Eu văd, da? Abia reușesc să-i strâng cu ușa acolo, 10-20 de lei, mai plătiți, mai o sechestră, mai o alocație, da? Dar, acum aceste bucățile mele, măi, dacă mă împotrivesc lor... Nu va plăte oameni. Nu mai au de unde încasa deloc. Și va trebui, în loc să duc în investiții, să duc la taxa de salubrizare. Lucru care nu e normal pentru o primărie care își dorește dezvoltare. Nu e de judecată? Domnul Muntătaru, poate să-i facă oricine. Consiliul Local stabilește oportunitatea adoptării unui act, eu cu domnul secretar vizând la legalitatea lui. Da? Oportunitatea o nu vă poate nimeni condamna, așa spun nicio decizie a CCR-ul, că guvernul, eu la sunteți guvern, în exercitarea atribuțiilor sale, nu poate fi tras la răspundere pentru modul cum votează. Nici dumneavoastră nu puteți fi tras la răspundere pentru faptul că nu vreau să majorez. Cum? Ăștia vin cu ordonanțe de plafonări, reduceri. Plafonați și voi. Reduceți și voi. Nu?
Cum se spune omului că, care a plătit 250 lei, stai că mai are 100 de lei. Dar nu mă fac eu de râs față de el ca om. Da, plus de asta... Trebuie la început Iana să vină. Noi am început să selectăm, să adunăm selectiv. Da, normal ar trebui... Eu o scot la 3 săptămâni în tomberoană, în loc să scot. Normal ar trebui să plătesc mai puțin. Ce vin? Vin și mai pune în cărcă ce? Îmi pune o taxă care e specială de salubrizare, dar ei nu fac un efort. Acum să facă ceva pe și spune domnul Raman, și serviciile de o calitate îndoielnică. Eu ce vreau? Eu nu mă feresc dumneavoastră, am un viitor expiră contract. Cu Romprez. Vreau să hărim așa frumos și el până la anul, să vină un operator serios, uite, în partea opusă 22 de wattheuri este suma. E deja au ajuns la a treia cubelă la colectare pe lună. La a treia. Noi ne rugăm de asaj de amenajer, numai noi știm cum e. Nu merită. Ca să mă exprim corect așa și plastic, nu merită. Serviciul nu merită nici banii ăștia. Dar eu de majorat nu mai majorez. Și vă propun. Când ne-am de când să așa de 2017. A, dar s-ar putea să într-o anumite familii banii la gunoi să fie mai mult decât impozitul pe casă și pe deducare la ei. Da, era dat așa. Am făcut un calcul, un metru cub de BCA e mai ieftin decât un metru cub de gunoi. Da. O tonă de gunoi e undeva la 1400 de lei. Menajer. Ceva de, da? Da. Eu vă propun ca atare respingerea majorării. Cine este pentru respingere? Echivalabil și pentru. Da. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Comuna Gura Băiei și Asociația de Asistență Socială și Educație. Domnul primar. Domnul președinte, mulțumesc. Avem o solicitare din partea unei Asociații de Asistență Socială din Oituz, care își desfășoară, vrea să-și desfășoare activitatea pe raza satului Capăta. E vorba de o subsidiare, zic la Bisericii Catolice, care vor să vină în sprijinul copiilor, pentru cei din Capăta, efectiv. Acum, când vine cineva și ajută, chiar mai ales cu obligații noastre, nu sunt dăm nici bani, nici să susținem, ci pur și simplu să le oferim acceptul să-și desfășoare activitatea în teritoriu. Nu putem să, eu cred că nu ne putem impune la ceva ce vine și vine. Benefic. Să-l punem pionier și da, exact. Nu mai să gata. Îl punem responsabil cu copiii. Să-i vede de soară, să-l avem să-i vede. Sau cum mai cum să da, dar o să nu vizitează biserică. Foarte bine, soară, să te mai. La ortodox. Da, ortodox. Poate să te gândești. Trebuie să vă percebe cu chestia de aia. Să-mi scrie cineva la cuvânt. A, în afară de acceptul de a face consiliul local, dar are nu, alte... Nu, asta am spus că nu ne incubă nicio sarcină, nu bani, nu mașini, nu... E o fel de totodată. Pur și simplu un teritoriu. S-a adună copiii din cap, dar trebuie să știu din dupla voastră nu prea concret. Deci nu-i ceva mai nevoie, trebuie să trec de acolo tot timpul, deci nu-i ceva. Supun la vot, cine este pentru? Domnul general, poți. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului Oatei Gura Băiei în parteneriatul Didier Braut, Valea Trotășului. Domnul primar. Da, asta că toate sunt cu ce citești, pompos. De fapt, ce facem? După, am intrat în 2020 ca și Consiliul Local, în octombrie, după 2 ani jumate, noi suntem în gal, unde trebuia să obținem finanțări, știți, să derulezi proiect. Abia acum să faci strategia de dezvoltare locală a galului. Deci o să mai așteptăm următorul Consiliu, probabil o să acceseze ceva fonduri în gal. Între timp ne plătim o cotizație anuală, știți, de 2000 de lei. Ei, ce are eu? Da. Ei, noi ce facem acum? De fapt, suntem și noi de acord ca cei de la GAR să facă o cercetare de piață pe raza Comunii Gura Băiei și să vedem pe ce proiecte ne-am pliat noi pe viitoarea strategiei. Și la vremea respectivă, din nou o să vină în Consiliul Local și o să vă întreb și dumneavoastră, cam, vă spun cam ce bani sunt și cam ce se poate finanța. Și împreună vom hotărâi asupra unui singur proiect, nu sunt de 10 proiecte. Ultima dată v-ați făcut drumul cu bani la gal, nu? Da, drumul de la Dubrava. De la Dubrava.
spre biserică. Da, da. Dar sunt ceva. La Buldo parcă sau trebuia? Da, unde s-o lua și Buldo. Buldo, cupile, costumile populare. Costumile. Și mai era un depus un proiect pentru abator mobil. Pentru? Abator mobil. Abator mobil. Da. Ce se mai cere? Să venim că unii partea asta, la rotundă, și-a rămas la cură multe lucruri. Dar cine ne-a dus, nu? Ce ne-a dus? Spune-ți eu. Dacă mai aducem și 10 vietnamezi aici, te-ai rămas și cu nici cum înțelegi atât. Dar n-am fost la tal, atunci când cărțile. Dar s-a mutat la cașă, la cașă. Galu? Asta. Nimic era tânzutul. Ce se mai scrie la cuvânt? Pensiune. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 31 din 30 martie 2023 privind aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractului de închiriere a pășunilor. Voi să le întreagă de pășunilor. Asta nu-i vorba. E o modificare, să vă explic cu ce e vorba. Într-o hotărâre, în regulament, am fost eu mai aspru, leacă cu încasările, că știu de ce am stabilit că se percep în avans două contracte, valoarea două contracte. Între timp, domnul contabil, fata de la achiziție, am spus, domnul primar, a fost o leacă cam drastic cu quantumul, că se ridică la niște sume mari. Eu știu de ce am gândit-o așa, pentru că de obicei să mă acopăr, eu să știu că am de unde recupera în caz de nu plătesc. Dar, na, la insistențele lor, am modificat articolul în care articolul era cam așa. Taxa de garanție pentru cei care vor încheia contracte va fi de contravaloarea două chirii, adică anuale. Era destul de scump pentru cei care iau 30, 40, 50 de hectare, înseamnă câteva sute de milioane bune. Acum vin cu modificare și vă propun așa. La data semnării contractului, locatarul va constitui garanție de exploatare în bune condiții a pașilor, în cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmează a fi constituit. Adică un pic mai puțin piperat la... Era 10? Era 2 chirii anuale. Dacă avea 30 de hectare, la 200 de lei era 6.000 de lei, ori 2 chirii anuale era 12.000 de lei. Acum e un pic mai pașnic. Rămâne 10%? Faceți amintament și propuneți la lucru, ca să știm. Nici pentru că nu mă deranjează. Din partea mea, eu aș fi preferat prima variantă. Lăsați-mă așa? N-are sens, așa se mai... Și nu vreau fermiere. Și așa s-au dus jumate de fermieri, ce sunt prin ea. Da, că peste 5 ani nu o să mai... Peste 5 ani arăți la nepoți, frate, fotografie, la vreo. Aceea discuție am avut cu vacile, că erau trei rânduri pe aici, așa cum numai de un seie, un litru de lapte, proaspăt. De la tine, dar nu zic cum fac oameni. Am pindu-o. Varză. Am pindu-o. Au două legume. Când s-au pierdut 4 pași la rând, subăteau, că n-aveau pe multe. Dar acum n-ai că nu se iei lucruri de la mine. Nu, nu. Supun la mă, cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii și derulării la nivelul Comunei Gorea-Voia programului multianual de interes public. Programul local, domnul primar. De când am aprobat tura trecută, a suferit 3 modificări prin 3 ghiduri de finanțare, pe 3 ordine de ministru. Sperăm totuși asta să rămână în formă finală pe o altă hotărâre. Asta de săptămâna trecută. Da, ăla de săptămâna trecută, ăla care i-a aprobat acum. Sper să rămână. Eu altă hotărâre nu mai dau. S-au modificat și plafonul, s-au modificat și contribuția bugetului local, s-au modificat și cu câte mașini poți să înscrii. Eu vă propun să accesăm acest program local la APO, dacă fi persoane interesate, deci mă îndoiesc. Condițiile sunt destul de aiurea. Și apoi mai avem, o să mai avem o problemă în sensul că, domnule, mașina trebuie să fie completă. Cine? Am inginer, auto, rar în primărie, ca să știu că mașina e completă și nu o furată la catalizator, mă bag sub mașină. În fine, o să fie o chestie așa. Da. Ca să spun, nu suntem la un centru de stat autorizat. Nu, să nu spună lumea că nu suntem un consiliu local deschis la minte, că vezi, Doamne, nu suntem ecologici, mediu, deși să știți că efortul bugetar mie personal mi se pare foarte mare, dar asta e situația. 30.000 de lei va fi suma de cofinanțare.
50 de solicitanți. Asta este propunerea mea pentru dumneavoastră. 600 de lei plătește. 600 de lei. Dar stați când 600 de lei, dar e constituit, trimis la fondul de mediu, dosarele vin la noi, le analizăm noi, o să fie, o să mă jur angajați, o să mă rupă, da? Să nu spun că nu suntem o, nu știu, o primărie deschisă la acest tip de proiect, ca să nu spun. Dar să știți că, în principiu, acest proiect nu va îngreuna activitatea administrației locale. Pentru că ghidul de finanțare, dacă ați apucat să-l citiți, este foarte vast și stufos. În speranța că nu s-au mai schimbat odată. Deci 50 de mașini, asta se reține din proiect de hotărâri, 30.000 de lei e impact buget local. Discuție. Cine este pentru? Asta, fac mai bine, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, bine, zic, 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 dispozițiilor instituite de aplicare a prevederilor articolului unic al legii numărul 103 din 2023 privind aprobarea ordonanței de urgență Guvernului 115 din 2022 pentru completarea articolului din ordonanța de urgență 130 din 2021 privind unele măsuri fiscale. Domnul primar, 4 legi, dați-le două. Nu, esența e simplă. Nopta a fost grea. Proiectul de hotărâre face referire la și la dumneavoastră. Conform decizii Curții Constituționale care aveți inserat acolo, că nu le știu bine rost, propunerea de majorare a coeficientului salariului primarului și implicit a consiliilor locale a fost transpusă în lege. Legea 103, care aprobă ordonanța 115, care stabilește coeficientul primarului la 2300 lei. E acea lege pe care USR-ul a atacat-o la Curtea Constituțională și care a fost suspendată și care Curtea Constituțională a spus că parlamentarii aveau dreptate. Ea este lege și se pune în aplicare. Până acum mai mergea cum mai mergea, dar acum este lege pusă în aplicare. De aceea, esența proiectului de hotărâri este următorul. Indemnizația primarului, a viceprimarului, se raportează de la 1 mai la coeficientul din anexă ori 2300, indemnizația consilierilor locali urmează în consecință 10% din nou calcul. Totodată, prin proiectul de hotărâre și angajaților primăriei, li se va calcula salariul în funcție de coeficientul 2300. Este lege în vigoare, a trecut de control. Deci, o sărit la 2050 la 2300. De la 2080 la 2300. El nu respectă în totalitate prevederile legii 153, că minimul economie este 3.000, dar ne supunem deciziilor Curții Constituționale, care este Curtea Supremă în România, și despre asta este proiectul de hotărâre. A fost nevoie de 4 legi care să-ți dea 220 de lei. Deci, despre asta e vorba, de la 1 mai veți beneficia de o indemnizație majorată. A trebuit să aplice și în sănătate, dacă nu mă și eu. Ce? Cred că sunt mai multe discuții acolo. Da. Și cred că... Da. Mai ultimul salariu majorat a fost în 2018. Știu că erau discuții în, în sensul ăsta. Fapt pentru care vă propun proiectul de hotărâre în forma, în forma prezentată. Discuții? O scos la aprobare. Cine este pentru? Păi, ce zâmbesc din vorba de banii lor? Acum, vicele nu zâmbește. Nu știu, nu-i zi în parte. Domnul Dumnezeu. Mă, la punctul 5, interpretare. Cine este să zâmbi asta? E votată, a? Ce-ți-a zis să nu plătesc? Ce să scrie pe aici, ar nimeni la... Ce să scrie la, la cuvânt? Acum? La interpretare, să scrie cineva la cuvânt? Da, urmat. Ce îmi zic și eu, după nevoie, ce s-a întâmplat, poate interveneați un pic la Consiliul Județean. Bine ar fi și la școală, la intrări, la intersecție, ați văzut accidentul cu băiatul. Pun niște dâmburi, niște hopuri, ceva, că se circulă cu viteza. Acum, știți, toți circulăm prin comuna asta, nu condamn fata aceea, poate nici nu, nu, dar eu zic că atemeria în fața școlii chiar se circulă cu viteză și prin localități. Poate niște hopuri de astea, când știe, când se izbește un pic. Ceva neplăcut. Poate puteți să-i, să-i interveniți un pic, să
monteze niște de alea pe stradă, parcă treaba. Nu, nu știu, se circulă cu viteză și... A zis un băiat ăsta la etaj, a zis că o sunat și la București și toate părțile să vină în radare, să pună. Da. Nu știu, poate puteți, zic și eu. Asta e un lucru. Marius, dar fata l-a lovit pe băiat sau băiatul a intrat în mașină? A intrat în ea, nu știu nici eu exact. Dacă a intrat băiatul de pe unde sunt mașina? Nu știu, doamna Lucica, poate e acolo limită de 30, poate avea 50, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Era limită de 30, de 50 copilul tot să izbesc. Tot să izbesc, dar poate trebuie să fie așa și stai sonat. Haideți să nu punem un accident nefericit pe seama nici a primăriei, nici a Consiliului Județean, nici a... este strict, când te sui la volan, este strict decizia și responsabilitatea ta, ca cetățean. Te-ai suit la volan, îți asumi niște lucruri, da? Inclusiv răspunderea penală, civilă. Problema este următoarea. Nu știu dacă ați observat ce se întâmplă prin oraș, unde pui acele cocoașe de limitare. Dacă ați observat. Eu am o idee a fost, nu-i... Dacă le-am pus, nu e o problemă. Ele se montează foarte ușor. Dar ele se și rup. Unde se rup, rămâne o gaură. O gaură care va aduna apă, care va aduna gheață și s-ar putea să ne trezim cu o altă problemă, un drum județean care începe să înflorească pe acolo. A doua problemă ar fi următoarea. În cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor locale, mi-ar fi mai simplu să rog constructorul ca la ieșirea din uliți să monteze o cocoașă de limitare. Eu așa o gândesc. Eu am zis, doar să faceți mai bine. Adică... Pe drumul județean, eu știu că se circulă cu viteză, dar și 30 de ani. Tot cu viteză se circulă. Deci, eu acum să vă spun sincer, unde mă duc și văd cocoașe de limitare a vitezii, nu le văd rostul. Uitați-vă ce ironiști, da? Eu pot să fac și de ele așa, da? Ne bate în joc de oameni. Sincer. Cred că fiecare trebuie să fie responsabil pentru ceea ce mână la volan. La volan, da. Mie îmi pare nespus de rău pentru ceea ce se întâmplă, mai ales că e vorba de un copil, dar cunosc și acum cursul anchetei penale și știu despre ce este vorba. Nu are nicio legătură faptul că o condus. Putea să conducă și cu 5 la oră, și cu 10 la oră. Puteați-mi așa să este impact lateral, pentru că nu vreau să spun nici. Copiii trebuie supravegheați. Fără discuție, nu... Deci copiii trebuie supravegheați. Pentru că la curbă, la școală, se vine cu viteză, dar în curbă tot trebuie să strâniezi. Dacă era drum drept, uite, cum e la gura văi, da, puteam să spun. Ar fi fost cazul, dar școala e cât de cât ferită, nu știu. Rămâne la decizia dumneavoastră. Eu vă pot adresa Consiliului Județean să montăm guguloaie pe stradă. Nu mai montați. Ne-am rugat atâția ani ca scumpării cu propriile, dar da, nu mă faci bine atunci. Eu mai bine îi solicit. Dacă se mai întâmplă vreo nenorocire de asta, că se circulă... Mai bine pe poate n-ați de la stația de gură, nu ați dus de până. Să vedeți cum se circulă, cu 100, cu 100, 100 și... Și se circulă peste tot. Și sunt și copii, mai iese și un animal, iese urs. Eu nu doar gândește, nu vreau constructiv, zic, ideea, oamenii cu ideea asta. Pentru că eu oricum nu pot să mergi cu viteze, că toți mergi în jocul străzi, nu știți de acum margini. Doamne, că aici de la intrare de la ușări, și mașinile acolo, dacă vinim cu buldo, mașinile îi fac bă de șansă. Dacă credeți, chiar vă întreb și vă o să vă întreb, dacă considerați că trebuie să mă adresez Consiliul Județean și că asta se întâmplă. Se pot monta de limitatoare pe drum. Dar știți și efectul lor. Nu mai bine vă adresați, domnul primar, vânătorilor la poliția rutieră și decât să stea pe TCL-ul ca acolo, nu avem nicio treabă prin exterior. Să vin în comun. Și dacă mă prinde acolo cu 100, îmi ia carnetul și la revedere. Să vină mai mult în comun, că se pune cu guloaie și, bineînțeles, să stea mai mult în comun. Eu așa o văd mai util. La terminarea celor lucrări, uitați-vă că nu ne lasă sub nicio formă vremea, după ce se termină jos, chiar jos, la ieșire, o de aia de delimitare a vitezii, eu zic că ar fi mult mai util decât de la tot drumului județean. Să faceți cu credința. Noi, copiii sunt o brază și acolo, la Contesa, la Fântână, mă opet un cetățean, am stat de vorbă cu el, m-am urcat în mașină, am pornit motorul și de pe uliță a venit o fetiță cu bicicleta drept în mine. Deci,
eram pe loc, dacă eram în mers. Da, exact același cum s-a întâmplat. Deci, copilul avea mai viteză mai mare bicicletă acum. Impactul nu mai e puternic, poate că dumneavoastră nu a fost așa. Băi, n-am zis că eu am pornit motorul, dar n-am plecat. Am înțeles. Sunt trei bine cetățenii de acolo, dar ăla la frunta. Da, da, da. Acolo la... Dacă mergeam, dacă porneam de acolo, nu era. Să încercăm să protejăm ieșirea în stradă, nu rulatul pe stradă. Eu vă înțeleg și nu spun că nu, dar... Băi, de ce vreau atunci? Nu zic. Acum pentru un eveniment nefericit, care Doamne ferește, mă rog, nu știu la cât timp se întâmplă, să stricăm un drum județean care 30 de ani ne primă în. De asta zic, cum crezi? Din partea mea, vă spus. E Marius, dar băiatul ăla, am înțeles că mai s-a trecut odată șoaseaua, tot așa, prin fața lui ăla. Nu mai ia, doamna. Acum sunt copiii, merg așa. E vina și ce zici domnul ăla. Vinovați, nu mă trebuie supravegheați. Da, exact. Nu zic, nu doar vina pe nimeni acum. Deci, se circul, de asta am zis. Mă, când te duci, pacă, mai știi, bă, acum mai reduci în mine. Nu ai cum să dai vina. Dar sunt și animale, sunt și copii. Și le zic, când ai circulă, cum îl cheamă aia asta? Că ai mai tare peste da. Sorry. Sunt copii, fata aia. El într-o zi totul zice, băi, că aduc poliția, am să-și luat cuște. Băi, ai greșit în foarte altă să vină, nu știi, nu vrea, dar nici la bunița când e nu știi, nu știi, să ai cuște de copiii, te iubim la față, că se dă cu bicicletă de pe... Bunesc, s-a închis. Fata aia, ce s-a închis. Și eu am copii, dar nu e...